au semnat încă vreo 3 sau 4 medici astăzi cu acele contracte pe perioadă de 2 luni. Marea majoritate din semnalele pe care le avem nu o să le semneze, pentru că nu s-a modificat absolut nimic în el față de ce discutasem anterior. Ce se va întâmpla pe viitor? În septembrie vor asigura o gardă obligatorie fiecare, urmând că în această perioadă de răgaz de 3, 4, 5 zile în funcție de fiecare secție, guvernul să dea ordonanța pe care a promis-o. Conducerea unității medicale nu are un plan de rezervă în cazul în care conflictul dintre medici și Ministerul Sănătății nu se va stinge. Rămâne pur și simplu la atitudinea medicului specialist dacă va dori, în afara gărzilor obligatorii, gărzii obligatorii a celor 20 de ore de gardă, să mai încheie contract pentru serviciu de gardă, contractul așa cum este în condițiile actuale. La Spitalul Județean de Urgență Craiova nu a fost încheiat niciun contract pentru efectuarea gărzilor. Medicii arată cu degetul către Ministerul Sănătății, care le ignoră solicitările. Incertitudinea fiind întreținută în primul rând de la centru, dinspre minister, care preferă, în loc să acorde niște drepturi absolut normale, prevăzute de codul muncii medicilor, încearcă să găsească tot felul de chichițe legislative, astfel încât să întârzie plata corespunzătoare a gărzilor efectuate de medici. Medicii refuză să semneze contractele individuale pentru gărzi în formatul transmis de Ministerul Sănătății în toate spitalele din județul Olt. Ei sunt nemulțumiți că acestea prevăd plata gărzilor la venitul din 2009 și nu la cel prevăzut de ordonanța din august 2016.